Îți afacerea, oricât de mică îți este. Pe zi de zi, 10.000 de oameni vor afla despre tine. Ai reclamă timp de 6 luni la 235 de lei cu TVA inclus. Businessul tău se relansează pe zi-de-zi.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Martorul unui eveniment deosebit? Viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile? Sesizează orice eveniment important pentru reghineni la adresa de e-mail info@dartv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Emisiune realizată cu sprijinul Hora ESA. Bun găsit, dragii mei! Sunt Mina Cota și ne revedem la instituția. În orașul nostru, Casa de Cultură Municipală Dr. Eugen Nicoară se pregătește de sărbătoare. Nu cu un eveniment, nu cu două, ci cu mult mai multe. În această seară vom face și o trecere în revistă a tuturor activităților care s-au desfășurat în acest an și pe lângă toate acestea așteptăm să vedem ce surprize ne așteaptă pe viitor. Dar despre subiectele pe care le-am pregătit în această seară voi discuta și am plăcerea de a-l avea alături de mine pe domnul director Ioan Conțiu, directorul Casei Municipale de Cultură, dr. Eugen Nicoară. Bună seara, domnule director, și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație, plăcerea și onoarea este de partea mea. Cu mare drag, tocmai vorbeam despre evenimentele care... Să zic așa, sunt, exact cum spuneați și înainte de misiune, s-ar putea să fie privite ca multe într-un timp foarte scurt, dar aici depinde de
felul în care oamenii percep cultura și mai ales apreciază faptul că instituția pe care o conduceți face în fiecare zi un pas în față. E adevărat, este și o perioadă în care i-am obișnuit peregrinii cu multe activități, multe spectacole și noi am încercat să fie cât mai diverse pentru a satisface toate gusturile, să fie pe placul reginenilor pentru toate vârstele, evenimente de mai multe genuri muzicale, teatrale, de altă natură și sperăm ca și reginenii să răspundă pe măsura așteptărilor noastre, deci să fie prezenți la sala Casei de Cultură Eugen Nicoară. Da, dacă tot vorbeam de evenimente, chiar în prima parte a emisiunii mi-am propus să le aducem în prim plan, să le spunem telespectatorilor noștri ceea ce îi așteaptă, cu ce vine Casa de Cultură Municipală Eugen Nicoară acum, în zilele care urmează. Deci chiar în această săptămână, în ziua de vineri, în 15 noiembrie, avem un spectacol pregătit de Casa Municipală de Cultură cu orchestra populară, cu invitații pe care îi vom acompania. Un spectacol mai deosebit, dedicat marii noastre interprete, Maria Tănase. A fost recent ziua de naștere a Mariei Tănase, este anul în care s-au împlinit 100 de ani, este centenarul Maria Tănase și n-am vrut să lăsăm să treacă acest eveniment important pentru cultura românească, pentru cântecul popular românesc, să nu fie marcat la Reghin, mai ales că Reghinul este un oraș care se poate mândri, este de fapt singura localitate din țară care are doi interpreți deținători ai trofeului Maria Tănase. Deci este un lucru cu siguranță care nu este cunoscut de reghineni. Poate că unii dintre ei care sunt aproape sau care sunt chiar acolo în miezul problemei, da. Acțiunii, să zic așa. Da, este o mândrie, într-adevăr. Da, într-adevăr, pentru că din cele 22 de ediții ale acestui festival, care se desfășoară la Craiova, Festivalul Maria Tănase, Festivalul Cântecului Românesc, deci dintre cei 22 de câștigători ai trofeului, doi sunt reghineni și asta din ce dumneavoastră foarte, ne foarte povestiți mult despre reghineni și despre lucrurile frumoase, lucrurile de valoare care ne-au făcut mândri să fim și noi din același oraș. Eu să le arăt telespectatorilor afișul cu ceea ce cuprinde evenimentul de vineri. Da, putem detalia puțin invitații și surprizele. Da, în primul rând, ceea ce am omis să spun de la început, avem în Reghin pe doamna Natalia Gliga, interpretă a cântecului românesc, interpretă cunoscută, care a avut privilegiul ca în primii pași pe drumul cântecului, când a început liceul, la clasa de canto popular, să facă câteva ore chiar cu Maria Tănase. De aceea ne-am gândit că este foarte potrivit să o invităm în acest spectacol. Alături de dânsa sunt cei doi deținători ai trofeului Maria Tănase. Este vorba despre Dumitru Gliga și Anca Branea. Și bineînțeles vom avea în acompaniamentul orchestrei Casei de Cultură, vom mai avea invitați pe tinerele Cristina Farcaș și Alexandra Crișan pentru a transmite într-un fel de la o generație la alta cântecul popular și repertoriul Mariei Tănase va fi adus în scenă de Maria Neag, o interpretă reghineancă de valoare cu care noi am colaborat adeseori și a ales ca în acest spectacol să prezinte doar cântece din repertoriul Mariei Tănase. Ceilalți vor cânta și din repertoriul propriu și ceea ce trebuie să le spunem telespectatorilor,
prezentarea spectacolului aparține doamnei Simina Cota. Mulțumesc! Cum să nu? Este un lucru deosebit și vă mulțumim că ați acceptat să da, e o onoare pentru mine. E o onoare să fiu și o plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Dacă tot vorbim de un astfel de spectacol, acum vreau să-mi spuneți ce se află în spatele unui astfel de spectacol, organizarea, munca, ce cuprinde. Aveți nevoie și de colaborarea, cu siguranță, de colaborarea cu instituțiile din oraș, dacă ați avut sprijinul. Și aici, bine, e o întrebare care, normal, că ați avut sprijinul. Bineînțeles, sprijin, în primul rând, din partea primăriei municipiului Reghin, pentru că noi, ca și instituție, aparținem de primărie și întotdeauna am avut sprijin în ceea ce privește organizarea de spectacole, pentru că, sigur, presupune, pe lângă multă muncă pe care oricum noi o facem cu plăcere și nu e ușor să pregătești un spectacol care se desfășoară live, deci totul trebuie pregătit din timp, de aceea și trecut puțin timp de la data de 13 septembrie, data nașterii Mariei Tănase. N-am reușit să facem spectacolul chiar foarte aproape de această dată, pentru că pregătirea unui asemenea spectacol necesită timp, muncă multă și nu de ore sau zile, ci chiar de săptămâni sau luni, pentru că trebuie ales repertoriu, trebuie scrise partiturile, trebuie făcute repetiții cu orchestra. Bineînțeles, orchestra este formată, așa după cum știți, din tineri reghineni care fac asta de plăcere în timpul lor liber și atunci nu putem avea... Chiar să ne vorbiți puțin despre orchestra noastră. Câți membri sunt și cum... De obicei, tinerii... Noi tot timpul mergem pe ideea că tinerii sunt mai reticenți spre ce înseamnă zilele noastre cultură, deși nu cred că este chiar așa. Nu e chiar așa. Mai ales tinerii pe care îi coordonăm, pe care îi avem noi alături, sau format, sau am reușit să-i formăm puțin așa după chipul și asemănarea noastră, să le facem să iubească frumosul, să iubească muzica, să iubească folclorul românesc. Noi avem avantajul de a avea în municipiu școala de muzică și toți membrii orchestrei noastre sunt absolvenți ai școlii de muzică din Reghin. Bineînțeles că nu toți au optat pentru a continua în domeniul muzical, deci să facă studii sau să facă din asta o meserie, dar a rămas pentru ei o pasiune și chiar dacă unii sunt studenți la alte profile, sunt elevi de liceu, unii la informatică, alții la limbi străine, la matematică, la orice alt domeniu, au rămas pasionați și cei care totuși au... Nu aș spune că au pierdut, ci au ales să petreacă totuși 8 ani alături de un instrument în cadrul școlii de muzică și să renunțe la unele momente de joacă în favoarea studierii instrumentului. Era păcat ca după 8 ani să renunțe la a cânta la vioară sau la un alt instrument și noi am ales să-i aducem, să-i cooptăm la Casa de Cultură, să continue, să-i facem să continue și mai mult să îndrăgească, așa cum spuneam, muzica populară. E bine pentru că e vârsta când sunt atâtea alte tentații și faptul că vin și își petrec timpul liber într-un mod plăcut și chiar dacă la început, bine, la începutul fiind în urmă cu ani și ani, sunt deja aproape 20 de ani de când ne-au trecut prin mână generații și generații de copii în cadrul acestei orchestre. Deci chiar dacă la început parcă oarecum stingeriți sau cu oarecare gen îmbrăcau costumul popular sau le spuneau colegilor că ei cântă muzică populară, treptat, da, au ajuns să se mândrească cu asta. Au avut posibilitatea să cânte folclor românesc în atâtea turnee în care am fost cu ei. Și în atâtea turnee și în străinătate. În străinătate, da. Bineînțeles, pe plan local au văzut că sunt apreciați, deci a devenit până la urmă o mândrie și cei mici care sunt acum în școala de muzică, mulți dintre ei așteaptă să crească, să poată să le calce pe urme. Da, să le calce pe urme, să vină la Casa de Cultură, să facă parte din orchestră, să apară în scenă, să cânte, să... Haideți să punctăm puțin
țările în care în acest an, numai în acest an, pentru că spuneți-mi cât de bogată a fost activitatea orchestrei. Să ne raportăm că dacă tot discutăm despre orchestră, chiar despre această latură. Da, așa, din punct de vedere al numărului de spectacole, eu cred că sunt aproape 20 de momente în care... Doar în țară. Doar în țară, da. În acest an doar în țară, pentru că așa a fost situația. Și în străinătate, anul acesta am avut reprezentanții Casei de Cultură, dar în domeniul dansului popular. Deci, formația de dansuri Doina Mureșului a fost în acest an, chiar nu într-o singură țară, ci în trei țări. Au avut posibilitatea să reprezinte nu numai regiunea, ci chiar România, la un festival în Macedonia și în vară, de asemenea, în colaborare cu o formație de dansuri din Fărăgău, a fost în Franța în acest an și recent, în toamnă, în Italia. Deci, dacă anul acesta orchestra n-a fost să iasă în străinătate, ne-au reprezentat cu cinste dansatori. Da, totuși numele a fost dus de... Da, deci Casa de Cultură a fost reprezentată și Reghinu și România. Cu orchestra am avut de-a lungul timpului multe ieșiri și nu omit să prezint rezultatul cel mai mare obținut la un festival internațional de folclor în Palma de Mallorca, în urmă cu câțiva ani, unde am luat chiar locul întâi. Deci, felicitările noastre! Mulțumim! Acum este cel mai bun, cel mai frumos rezultat. Să sperăm că nu va rămâne Doamne ajută, la cât mai singurul mare rezultat. Da. Noi trebuie să luăm, domnule director, o scurtă pauză de publicitate, dar rămâneți, dragii mei, alături de noi, pentru că, după cum observați, pe masă mai am multe invitații, multe surprize pe care Casa de Cultură Eugen Nicoară vi le pregătește. Publicitate. Câștigă în stil american doar la Vegas Club. Nu rata tombola Crăciunului, premiul cel mare, o excursie de două persoane în Munții Alpi, Austria și multe alte premii. Mai multe taloane, mai multe șanse de reușită. Vrei o vacanță de vis? Tu fă-ți bagajele, noi ne ocupăm de restul. Agenția de turism Idea Tour găsește pentru tine cele mai interesante, inedite și exotice vacanțe pe litoral, la munte sau în stațiunile balneoclimaterice. Profită acum de noile oferte de Crăciun din Laponia și New York sau de prețurile accesibile la târgurile de Crăciun din Viena, Bratislava sau Bavaria. Iar dacă vrei să petreci în țară de sărbători, ai cele mai bune oferte de Crăciun și Revelion în cele mai cunoscute stațiuni montane și balneare din România. În plus, la noi beneficiezi de programe economice și de lux, dar și de bilete de avion pentru orice destinație, în orice colț al lumii. Oferim și transport la aeroport. Idea Tour, Reghin, strada Mihai Viteazul, numărul 12, telefon 0265-512-008. Idea Tour, ideea ta de vacanță. Antrenează
antrenează-te la un alt nivel cu Lex Ali Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Lex Ali Gym. Respect pentru tine! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ce-ai văzut? Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Dragii mei, am revenit, suntem la instituția. Alături de mine în această seară, domnul Ioan Conțiu, directorul Casei Municipale de Cultură, dr. Eugen Nicoară, și vorbeam în prima parte a emisiunii despre evenimentele culturale care au loc în această instituție și am punctat centenarul Maria Tănase. Casa de Cultură, vreau doar să punctez faptul că vineri, 15 noiembrie, la ora 18, sunteți așteptați cu mare drag la Casa Municipală dr. Eugen Nicoară pentru a o comemora pe draga și valoroasa interpretă Maria Tănase. Și mai trebuie să punctăm, domnule director, intrarea este liberă. Da, așteptăm reghinenii să fie prezenți în număr cât mai mare pentru a le oferi câteva momente de destindere, câteva momente alături de cântecele Mariei Tănase și de interpreții reghineni. Da. Și acum, exact cum am spus, pe masă nu am doar prezentarea unui eveniment, ci urmează pe data de 25 noiembrie, tot orele 18, dar vă las pe dumneavoastră să ne spuneți atunci ce reștea. Ce va avea loc? Da, vrem să oferim reghinenilor, în special iubitorilor muzicii jazz și blues și nu numai, un spectacol deosebit. Un spectacol oferit de Mike Godoroja. Spectacolul se cheamă Hippie cu diamante, deci un titlu interesant. Este un spectacol live alături de Mike Godoroja, cel pe care cred că mulți dintre dumneavoastră și dintre reghineni îl știu din emisiunile de la televiziune, din experiența lui de-a lungul anilor în cadrul muzicii de jazz. Alături de el va fi prezentă o trupă formată din Alex Vișan, vreau să-i prezint puțin, că sunt artiști, instrumentiști valoroși, instrumentiști cunoscuți probabil pentru foarte mulți dintre telespectatori. Deci Alexandru Vișan cu chitară acustică și electrică, mandolină, buzuki, Mihai Tacoi, chitară acustică și electrică, banjo, mandolină, buzuki, pian, Robert Ardeleanu, bas, pian, percuție, Vali Vătuiu, tobe, percuție. Deci este o formulă cu care
Probabil mulți dintre reghineni erau obișnuiți cu ani în urmă, deci chitară, clape, da, bas, chitară, bas, tobe, deci formula aceea clasică din perioada anilor 80. De fapt și spectacolul se dorește a fi un spectacol mai deosebit, care chiar să ne cânte, să ne vorbească într-un fel despre anii, da, despre anii 80 și în același timp și un protest, așa, n-am văzut spectacolul, dar dintr-o cronică citesc că este un protest împotriva consumului pasiv de televiziune și internet de astăzi. Da, ceea ce ne îndeamnă să pășim în da, sala de cultură, spectacole, în casele, da, în sălile de teatru și așa mai departe pentru a gusta live cultura. Da, și citesc aici, formația sa este rodul unei munci de echipă extrem de serioase, îmbinată cu o mare pasiune și dragoste pentru blues. Experiența scenică a lui Godoroja de mai bine de 13 ani se completează cu întâlnirile istorice cu Ray Charles, Chick Corea, Jimmy Smith, James Brown și alții. Și pentru mine a fost o surpriză să aflu că a fost pentru 12 ani producătorul grupului Iris, iar de o bună perioadă de timp este producătorul muzical al popularei soprane Felicia Filip. Și din 2009 a inițiat emisiunea Unora le place cu Florian Lungu și Mai Godoroja, care se pare că a cunoscut un succes remarcabil în rândul pasionaților de jazz. De fapt, parafrazează Unora le place jazzul, da, și titlul emisiunii. Așadar, în 25 noiembrie, este lunea, de la ora 18 la Casa de Cultură, cei care doresc vor putea avea parte de momente muzicale deosebite. Bineînțeles, de data aceasta, spectacolul este cu bilete, biletele se vor pune în vânzare, se găsesc la Casa de Cultură. Se găsesc deja sau se vor găsi în zilele următoare, așteptăm să ne sosească și biletele, au sosit afișele, vom face și popularizare ca să afle lumea despre acest spectacol și sperăm ca reghinenii să răspundă. Da, să răspundă prezent, să răspundă prezent la invitația noastră. Da. Sigur că prețul nu este chiar foarte mic, este 35 de lei de persoană, un bilet, dar asta este, nu întotdeauna, din păcate, nu toate spectacolele pot fi oferite gratuit. Dar credeți, acum dacă vorbim despre spectacole oferite gratuit și spectacole contra cost, să zic așa, unde trebuie să scoată un ban din buzunar, e o oarecare diferență? Pentru că dacă eu sau telespectatorul își dorește sau vine artistul pe care el îl preferă, da, de sigur, multe ori nu mai pune problema. Da, trebuie să se pune problema banilor, deși suntem într-o perioadă, vremurile sunt așa cum sunt și probabil că nu toată lumea își permite sau cei care ar dori poate nu dispun întotdeauna de bani, dar să știți că în alte orașe sau în orașele mai mari, prețurile sunt mai mari pentru spectacole. La noi, dacă la tot noi vorbim, da, și dacă tot vorbim de intrarea liberă la spectacole, ar trebui atunci, în momentul în care intrarea liberă în instituțiile de cultură este intrarea liberă în instituțiile de cultură, să fie sălile arhipline? Asta ne dorim și noi. Pentru că nu întotdeauna intrarea liberă este în detrimentul actului artistic, da, deci al calității actului artistic. Deci faptul că uneori unele spectacole sunt cu intrare liberă nu înseamnă că sunt de mai mică calitate. Da, asta depinde ce impact are. Da. Nu tot ce este scump este și da, valoros, să zic așa. Atunci, imediat e 25 noiembrie, deci încă o dată luni, bine, afișele o să fie și în oraș, luni 25 noiembrie, orele 18, Casa de Cultură, concert. Da, trec două zile, domnule director, și un alt eveniment important pe care îl pregătește. Da, deci este o perioadă bogată. Sau căruia deschide porțile Casa de Cultură. Bogată în evenimente, atât organizate de noi, cât și găzduite. În 27, deci la două zile după concertul muzical, vrem să oferim reghinenilor un spectacol de teatru. Haideți să vă
mai așa facem o încercare, deși ultima dată, din păcate, în iunie, când am avut invitat teatrul din Cluj, s-au vândut atât de puține bilete încât spectacolul nu s-a mai ținut, a trebuit anulat. Sperăm ca de data aceasta să nu se întâmple la fel. Eu am încredere în iubitorii teatrului din Reghin că vor veni, mai ales că e un teatru deosebit cu tineri actori îndrăgiți și cunoscuți de, da, cred că de publicul. Dan Bordeanu și Diana Roman. Da. Dan Bordeanu, pe care lumea îl știe sigur și de la perioada când era Junele cu plete pe motocicletă, da, din telenovele, da. Acum e un tânăr mai grizonat, un tânăr la fel de frumos și talentat și cred că de îndrăgit de spectatoare și telespectatoare, și alături, da, de el este o actriță foarte tânără, dar foarte talentată, care la fel joacă în serialele de televiziune, chiar și în această perioadă. Cred că mulți reghineni urmăresc, n-am să dau numele nici al televiziunii, nici al serialului, dar numele ei. Este vorba despre Diana Roman, o tânără actriță foarte talentată. Acum despre spectacol. Ce aș putea să spun? La fel, am să spicuiesc dintr-o cronică de spectacol, pentru că nu, personal n-am văzut spectacolul. Este un scenariu care spune povestea unui jurnalist, deci este vorba de Dan Bordeanu, al cărui domeniu de specialitate este politica, dar care a primit misiunea frustrantă și enervantă de a intervieva o actriță faimoasă mai degrabă pentru senzualitatea ei decât pentru calitatea filmelor în care joacă. Conversația, când înțepătoare și brutală, când sensibilă sau superficială, ajunge să releve cele mai ascunse secrete ale protagoniștilor. Singurul judecător al situației va fi publicul, care va decide dacă între protagoniști se naște un război ce trebuie câștigat prin orice mijloace sau o poveste de dragoste cu năbădăi care se înfiripă timid. Deci este o poveste incitantă, vie, chiar dacă este o piesă doar cu doi actori. E o piesă care nu lasă spectatorii să se plictisească. E o piesă, o adaptare după filmul cu același nume al regizorului olandez Theo van Gogh, ecranizat în 2007. Deci, probabil că mulți dintre reghineni știu acțiunea, dar dacă au văzut filmul, dar cred că e cu totul altceva să-i vezi pe actori, da, la câțiva metri în față, deci pe scenă. Și sper, mai ales că prețul de data aceasta nu este chiar foarte mare. Biletele de mâine se pun în vânzare. Pentru adulți, prețul unui bilet este de 20 de lei, iar pentru elevi, studenți, pensionari, 15 lei. Eu cred că este un preț accesibil, rezonabil, și așteptăm ca reghinenii să răspundă prezent. Exact. Deci, încă o dată, dragii mei, dragii noștri, de mâine biletele sunt puse în vânzare pentru spectacolul de teatru Interviu, care va avea loc pe data de 27 noiembrie, ora 18, Casa Municipală de Cultură Dr. Eugen Nicoară. Dar evenimentele sunt cele trei care sunt recente. Recent, da, care vor avea loc în zilele și în săptămânile următoare. Va urma momentul 1 decembrie. Nu vreau să deconspir prea multe despre spectacol și despre momentul care va avea loc cu ocazia aniversării Zilei Naționale. Bine, asta este o surpriză. Trebuie să rămână o surpriză. Trebuie să rămână o surpriză. Cu siguranță va fi o surpriză plăcută și tot ce vreau să le spun, că vor fi prezenți artiști de marcă ai cântecului popular românesc. Spectacolul se va desfășura în aer liber, în piața centrală a municipiului Reghin, și se pregătesc momente deosebite atât pentru iubitorii cântecului popular, cât și pentru tineri, deși tinerii vor avea parte de o surpriză plăcută. Spectacolul va începe undeva după amiaza și va ține până târziu în noapte cu momente frumoase și deosebite. Dar
cu siguranță edilii locali vor prezenta în amănunt. Probabil vor rămâne atunci, desfășurătorul doar atunci când... Sau poate unele vor fi chiar momente surpriză, dar cum spuneam, surprize plăcute. Este multă muncă în spatele organizării unui astfel de eveniment amplu, cum este 1 decembrie? Bineînțeles, pentru că trebuie să fie ceva într-adevăr deosebit și un lucru bine făcut necesită multă muncă cu mult timp înainte. Dar până la urmă satisfacția este atunci când reușești să faci ceva deosebit, când vezi că oamenilor le place ceea ce faci, când oamenii sunt mulțumiți, când apreciază. Este într-adevăr, chiar dacă până la urmă totul se consumă într-o oră, în două ore, deci o muncă de luni de zile, practic dacă ar fi să se materializează în cele două ore de spectacol, cât e spectacol. Da, dacă ar fi să dăm timpul înapoi sau să facem așa o trecere revistă a felului cum reghinenii noștri percep, gustă evenimentele culturale care au loc în oraș. Bine, cu cât a trecut timpul, ele au fost, după părerea mea sau acum vă las pe dumneavoastră să-mi spuneți și referitor la numărul evenimentelor și la calitatea evenimentelor și la felul cum oamenii din ce în ce, cu trecerea anilor, au început să le perceapă altfel decât în urmă cu câțiva ani? N-aș putea spune. E adevărat că, dintr-un anumit punct de vedere, probabil și spectatorii se formează pe anumite genuri de spectacole. Este și rolul instituțiilor de cultură de a-i încerca să-i canalizeze, să-i culturalizeze, într-un cuvânt, dacă pot spune în acest fel, pentru că, sigur, să vin alte generații, vin tineri cu gusturi diferite, cu pretenții diferite. Dar simțim că vin tineri totuși cu inițiativă. Vin cu inițiativă. Eu am avut foarte, foarte adesea ocazia să fiu în mijlocul tinerilor și am văzut că, într-adevăr, au idei, le place să facă lucruri deosebite. Au elanul acela tineresc care poate nouă, celor care am trecut prin viață, ne lipsește câteodată. Ne mai vorbim de momentele prezentate la balurile bobocelor care se desfășoară la Casa de Cultură, da, și acolo îi văd începând de la repetiții, timp de câteva zile repetă, pregătesc, pe urmă îi văd pe scenă. Deci, într-adevăr, avem tineri talentați, avem tineri frumoși, cu, așa cum spuneați, cu idei deosebite și totul este să reușim să-i folosim, să-i atragem și noi, să-i motivăm și, bineînțeles, să le prezentăm. Trebuie să le dăm să guste, practic, și din muzică clasică, și din muzică populară, și din teatru, și din alte genuri de activități și, bineînțeles, s-ar putea să le placă sau să nu le placă, dar măcar să știe că există și așa ceva. Și probabil știți cum e, pofta vine mâncă și gustul se formează și până la urmă când se vor maturiza, își vor da seama că, de fapt, profesorilor sau cei care îi îndrumă au avut dreptate. Deci, de ce să ne reproșeze până la urmă că n-au știut că există la Casa de Cultură și un spectacol de teatru sau un spectacol de muzică clasică, pe lângă cele tinerești care ei le gustă în locurile unde se întâlnesc la fiecare sfârșit de săptămână, în discoteci, în cluburi, sigur. Dar Ne oprim, domnule director. Ne oprim doar câteva minute pentru publicitate. Dragii mei, rămâneți alături de noi, ne întoarcem imediat.
nou. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în reghin și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Zile și nopți te scoate din casă. Fii acolo unde se desfășoară cele mai tari concerte, party-uri și evenimente. Află tot ce te interesează despre cele mai căutate locații din orașul tău. Baruri, cluburi, cafenele, restaurante, hoteluri și nu numai. Zile și nopți, împreună dăm viață orașului. Accesează zilnic reghinulnostru.ro și citește articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. De acum ai zilnic pe site articole noi, iar lunar poți citi unul din cele 3000 de exemplare distribuite gratuit în tot orașul. Citește Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale. Relansează-ți acum business-ul pe site-ul zi-de-zi.ro. Promovează-ți afacerea, oricât de mică îți este. Pe zi de zi, 10.000 de oameni vor afla despre tine. Ai reclamă timp de 6 luni la 235 de lei cu TVA inclus. Business-ul tău se relansează pe zi-de-zi.ro. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Dragii mei, suntem pe ultima parte a emisiunii Instituția. Alături de mine în această seară, domnul Ioan Conțiu, directorul Casei Municipale de Cultură Eugen Nicoară din Reghin. Domnule director, am vorbit despre evenimentul care urmează după cele trei evenimente importante din cadrul Casei de Cultură, 1 decembrie. Dar nu ne oprim aici. Sigur, luna de decembrie. Sărbătorile de iarnă. Da, până la sărbătorile de iarnă. De fapt, luna decembrie este o întreagă veselie sau da, o întreagă sărbătoare, da, luna sărbătorilor și a cadourilor. După momentul 1 decembrie, vom avea în 5 decembrie, în ajun de Moș Nicolae, tradiționalul show al piticilor. Este un spectacol concurs adresat nu numai celor mici, cei mici vor fi protagoniștii, dar bineînțeles ca spectatori întotdeauna de la bunici și până la colegi sunt așteptați cu toții. Ce cuprinde un astfel de show al piticilor? E deja la a noua ediție, deci a fost inițiat de Casa Municipală de Cultură în urmă cu 9 ani și pentru că de fiecare dată sala este plină, spectacolul a avut succes, am continuat și mă surprinde când întâlnesc, vă dați seama, după 9 ani întâlnesc acum adevărate domnișoare, că aveau 5-6 ani, acum au 14-15 și vă spun. Da, vă spun, mai cunoașteți că eu am fost la show piticilor când eram la grădiniță. După acest
spectacol, concurs, va fi în 13 Gala Sportului Reghinean, care va avea loc la Casa, la Casa de Cultură în 14 decembrie. E un festival de teatru pentru amatori, un festival județean pentru teatru în limba maghiară, inițiat și organizat de Casa de Cultură, pentru că și formațiile de teatru în limba maghiară ale Casei de Cultură participă periodic la festivaluri în alte localități. Așa s-a convenit ca în decembrie să vină ceilalți la Reghin. E de asemenea un festival cu tradiție la noi. În 18 decembrie, când se apropie deja sărbătorile de Crăciun, 18 va fi un concert de Crăciun susținut de formația Titan și invitațiilor, un spectacol deosebit care la fel a devenit tradițional pentru că a avut loc și în anii care au trecut și ca o surpriză cu care primăria a obișnuit reghinenii în preajma sărbătorilor de iarnă, oferind dar și de data aceasta contracost, deci cu bilete, pentru că, așa cum vă spuneam, nu toate spectacolele pot fi gratuite. În acest an, pe data de 20 seara, într-o vineri seara va fi, un concert deosebit susținut de Filarmonica din Viena. Este un spectacol la care cred, sper, sala, dar și îmi doresc ca sala să fie arhiplină, pentru că nu oricând ți este dat să fii părtaș la un asemenea moment artistic. Și cred că va fi public la acest spectacol. Ar trebui să le spunem spectatorilor, pentru că tot vorbeați de prețul unui bilet, așteptăm să sosească și biletele care vor fi puse în vânzare din timp. Vom face și popularizarea spectacolului. Prețul va fi de 60 de lei de persoană. Da. E un preț poate puțin cam mare, dar exact cum ați spus, nu odată sau nu ni se dă de mai multe ori, nu de mai multe ori ni se oferă ocazia să fim părtași la un asemenea moment. Da, spectacolul va avea loc și la Târgu Mureș, în câteva orașe din județul Mureș și noi ne bucurăm că am reușit, bineînțeles tot cu inițiativa primăriei, să-i aducem și la Reghin. Sperăm, exact cum a spus, ca oamenii să conștientizeze, să înțeleagă, pentru că tot ceea ce se face, se face pentru el. Bineînțeles, este prezența spectatorilor, prezența publicului la manifestările organizate de o instituție de cultură, până la urmă dă sens existenței lăcașului de cultură, pentru că noi ceea ce facem, facem pentru publicul reghinean și așteptăm ca și publicul reghinean să ne fie alături, ca de obicei. Am ajuns în decembrie este, se încheie anul. Este ora în care facem un bilanț, chiar proiecte asta pentru, vreau să vă... sigur, este ora bilanțului. Haideți să vedem, discutăm, trecem în revistă activitățile pe acest an și pe urmă vorbim despre proiectele, despre surprizele, despre evenimentele pe care dorim să fim părtași și noi. Da, dacă am trece puțin în revistă, exact. Așa, din punct de vedere al numărului de manifestări, făcând un mic calcul, cred că am depășit 100 de manifestări. O cifră considerabilă, da. Pentru că când o medie ies cel puțin două sau măcar una pe săptămână. Deci, sau două, să zicem. Desigur, aici intră spectacole sau manifestări organizate de noi cu formațiile proprii, la sediu sau în deplasare. Desigur, nu avem în săptămânal două, trei spectacole la sediu, nici nu cred că ar fi și prea multe la un moment dat, da. Dar avem foarte multe și în afară, în deplasare, la diverse festivaluri, diverse spectacole organizate
localități din județ sau din țară unde suntem invitați cu formațiile și aici aș enumera formația de dansuri populare Doina Mureșului, care vă spuneam și în prima parte a emisiunii că are peste 20 de participări la foarte multe momente. Despre orchestra populară și soliștii vocali care sunt invitați la festivaluri, concurs, la spectacole, despre formațiile de teatru pentru copii, formațiile de teatru în limba maghiară care activează la Casa de Cultură, spectacole găzduite de Casa de Cultură, spectacole organizate în colaborare, spectacole ale instituțiilor aflate în turneu, impresariate independente care organizează. Deci, totalizând, ajungem la o cifră considerabilă. Și ca diversitate, eu zic că există diversitate, pentru că asta și încercăm să oferim publicului spectacole cât mai diverse. Poate în domeniul teatrului am lăsat puțin deoparte spectacolele de teatru, dar au fost doar două în acest an, cu două spectacole ale teatrului din Târgu Mureș și din păcate cel al teatrului din Cluj nu s-a ținut pentru că, nu știu, publicul n-a fost destul de receptiv, dar sper să și noi să ne revanșăm și publicul să se revanșeze față de noi cu ocazia spectacolului de teatru Interviu din 27. Exact. Pe lângă spectacolele, că doar este activitatea de bază, organizarea de spectacole și acțiuni culturale, în Casa de Cultură își desfășoară activitatea și cursuri de formare profesională, care sunt și în acest moment în derulare. E un program non-stop, am zice, pentru că zilnic sunt repetiții, sunt cercuri de balet pentru copii, cercuri de arte marțiale, mai nou și de kangu și fitness și, deci, tot timpul ceva se întâmplă în Casa de Cultură. Înseamnă că în momentul în care deschidem ușile Casei de Cultură, ne așteaptă o varietate de oferte, să zic așa, pentru toate vârstele, toate gusturile. Sunt spectacole aici, pentru că tot vorbeam de teatru. Teatru pentru copii, cred că ca număr de spectacole deține supremația, pentru că au fost cel puțin Arielu din Târgu Mureș. Da, ei au 16 spectacole, deși la secția română și la secția maghiară pe parcursul anului și ei au totdeauna sălile pline. Deci, copiii sunt cei care se bucură mai frumos. Da. Mergem mai departe și să discutăm, pentru că timpul trece de repede. Proiecte de viitor. Da, în primul rând, manifestările cu caracter tradițional vor fi organizate și în anul care urmează, pentru că trebuiesc marcate toate momentele importante care, așa cum spuneam, au devenit tradiționale și deja suntem în pregătire sau cel puțin în stadiu de idee în vederea realizării unui spectacol cu ocazia zilei de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale și totodată ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu, da? Pe urmă, momentul 24 ianuarie, februarie Dragobetele, 8 martie, pe urmă Ziua Tineretului, 2 mai, deci ziua eroilor. Ne apropiem să facem tot așa o cifră rotundă. Da. Deci cele care deja au devenit tradiționale și pe lângă acestea și cele care le-am inițiat noi. Deci, chiar dacă nu sunt strict legate de un moment anume și... Ce a rămas tradiție, rămâne tradiție. A rămas tradiție, da. Doar n-am să dau citire, că avem aici o listă mai mare cu toate activitățile care le preconizăm a se organiza. Da, am încurcat puțin. Deci, pe lângă cele pe care le aminteam, rămân participările la acele festivaluri tradiționale organizate pe Valea Mureșului, pe Valea Gurghiului. Avem momente cu spectacole care
au ajuns la ediții considerabile. Sunt Hora din Străbun, un spectacol folcloric care anul viitor va fi la ediția a 5-a. Rapsodia Mugurilor, de asemenea un concurs pentru, de muzică populară pentru copii și, și în limba română și în limba maghiară, în limba maghiară la ediția a 8-a, Rapsodia Mugurilor, la secția română ediția a 4-a, un festival de teatru pentru copii și tineret la ediția a 4-a, de asemenea în luna iunie. Deci sunt și pe lângă acestea, sigur că în funcție de diversele oportunități evite, se vor organiza. Nu avem încă un calendar al spectacolelor pe care le vom găzdui, pentru că astea apar de la o lună la alta în funcție de posibilitățile instituțiilor aflate în turneu. Dar dorința noastră este să oferim reghinilor cât mai multe și mai diverse momente artistice. Știți că în orice discuție, în orice eveniment, în orice organizare, inevitabil se întâmpină și probleme. În cadrul Casei de Cultură Eugen Nicoară, ați putea vorbi la ora actuală de unele probleme cu care vă confruntați și care necesită o rezolvare sau să se insistă pentru a fi rezolvată mai mult? Probleme, așa cum spuneați, sunt inevitabile. Nimic nu se poate face, întotdeauna sunt probleme inerente, dar n-aș vrea acum la moment de final sau de sfârșit de an să mă plâng de problemele pe care le întâmpinăm. Sigur, sunt întotdeauna, nimic nu se poate face fără greutăți, dar atunci când există și o echipă și pe această cale vreau să menționez, să îi amintesc și pe colegii mei, chiar dacă nu nominal, că nimic nu se poate face de unul singur. Da, deci în cadrul oricărei activități e nevoie și de cei care, chiar dacă nu apar în față, nu apar pe scenă sau pe afiș. Deci munca de culise din spate, începând de la confecționarea de afișe, popularizarea, curățenie, aranjament scenic, lumini, sunet. Deci sunt o mulțime de alți factori care concură la realizarea, la buna realizarea unui spectacol și normal că nu toți, nu toți pot să apară scenă, dar până la urmă munca este de echipă și toți își au rolul și atunci când fiecare își face pe domeniul lui activitatea cum trebuie, rezultatul se vede. Da. Atunci haideți să nu ne plângem, exact cum ați spus acum pe sfârșit, mai ales că ne așteaptă zile de sărbătoare în Casa de Cultură și eu să vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și pentru că ați acceptat să ne fiți alături în cadrul spectacolului. Sper să fie doar un început într-o colaborare viitoare. Cu drag. Și mulțumesc și postului de televiziune ca și partener media la aceste manifestări și la cele care au avut loc la Casa de Cultură. Dar și eu, exact cum a spus, trebuie să vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră, pentru că știu că este limitat. Pentru că în orice instituție unde se dăruiește, se pune suflet, timpul este așa, tot timpul cronometrat. Dar mi-a făcut plăcere. Acum n-am simțit cum a trecut timpul așa de repede. Vă mulțumesc și vă doresc putere de muncă. Vă mulțumesc mult eu, la fel, și vă așteptăm să ne fiți alături la toate ocaziile în cadrul Casei de Cultură. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor. Ne întâlnim vineri, 15 noiembrie, ora 18 la Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară, un spectacol centenar, Maria Tănase. Noi ne revedem la instituția săptămâna viitoare. Până atunci, vă doresc o săptămână minunată, iar gândul bun să vă însoțească mereu.
emisiune realizată cu sprijinul Hora SA.